Salutare și bine ați venit pe canalul de YouTube Mr. Crypto. Vânzarea unei colecții de artă NFT de către artistul digital Beeple pentru 69 de milioane de dolari a stabilit un punct de referință complet nou pentru NFT. Este destul de clar că tehnologia blockchain și NFT pot oferi artiștilor și creatorilor de conținut oportunitatea perfectă de a obține o remunerație financiară pentru lucrările lor. Acum artiștii nu mai trebuie să depindă de casele de licitații sau galerii pentru a-și vinde operele de artă. Dimpotrivă, un artist ar putea să-și vândă opera unui cumpărător sub formă de NFT. Acest lucru îi ajută și pe artiști să obțină o cotă mai bună din profit. Există mai multe piețe de NFT pe mai multe blockchain-uri, dar în videoclipul de astăzi mi-am propus să vă prezint cea mai mare piață de NFT-uri de pe Multiversex sau Elrond, respectiv XOXNO. Cum se utilizează, cum putem cumpăra sau cum putem vinde un NFT, cum putem pune la stake și alte detalii care sunt disponibile pe platforma acestora. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook, găsiți linkurile în descriere. Tot în descriere veți găsi un link pentru NordVPN cu o reducere consistentă de peste 60%. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă rog să rețineți că rolul acestui videoclip este unul strict educațional și nu reprezintă sub nicio formă un sfat financiar. Înainte de a enumera aceste proiecte, este important de menționat că orice achiziție de proiecte cripto trebuie protejată prin orice mijloace. Pentru a ne proteja pe internet, cea mai bună soluție este folosirea unui VPN ori de câte ori ne conectăm. O rețea privată virtuală este cea mai ușoară și mai eficientă modalitate prin care oamenii își pot proteja traficul de internet și își păstrează identitatea online. Pe măsură ce vă conectați la un server VPN securizat, traficul vostru de internet trece printr-un tunel criptat în care nimeni nu îl poate vedea, inclusiv hackerii, guvernele și furnizorul vostru de servicii de internet. Personal, consider că navigarea pe internet, intrarea în tot felul de aplicații și proiecte cripto fără a utiliza un VPN este extrem de nesigură și nu văd niciun sens să nu folosim un VPN având în vedere că costul pe lună este mai mic decât o cafea la Starbucks, de exemplu. Cât despre păstrarea fondurilor, recomand Ledger, probabil cel mai bun wallet de pe piață. Veți găsi în descriere linkuri atât pentru NordVPN, la care beneficiați și de un discount suplimentar, și de asemenea un link și pentru Ledger. Revenind la Multiversex și platformele de NFT din acest ecosistem. Pe lângă XOXNO avem încă disponibile destul de multe piețe. Aceste piețe ar mai fi NFTOR, respectiv Rarity, Isengard, Elrond NFT Swap și Frame IT. Eu personal sunt familiarizat cu XOXNO și nu obișnuiesc să mai folosesc și altele, cel puțin deocamdată. Designul site-urilor sunt puțin diferite, dar puteți cumpăra, vinde și face cu ușurință ofertă pe oricare dintre ele. Dacă vreți să fac un videoclip și despre altă platformă de NFT-uri din ecosistemul Multiversex, vă rog să specificați în secțiunea de comentarii și voi încerca să o trec pe listă. De asemenea, pe canalul meu de YouTube, la secțiunea playlist-uri, veți găsi o listă de videoclipuri care au legătură cu tot ceea ce se întâmplă în ecosistemul Multiversex sau Elrond. Dacă intrați pe canalul meu de YouTube, la secțiunea playlist-uri, mergeți la playlist-ul despre Elrond și aici veți găsi mai multe videoclipuri, inclusiv ultimul concurs al celor de la Multiverse X, care este încă disponibil și aduce premii de 150.000 de dolari și șansa pentru whitelist la noul card Multiverse X Elrond. XOXNO este o piață all-in-one și una din cele mai mari piețe din rețeaua Multiverse X Elrond, oferind un comision de tranzacționare extraordinar de scăzut de 1% și un comision de listare de 0% pentru toate NFT-urile. Pe lângă cea mai bună experiență de tranzacționare, au de asemenea cea mai mare platformă de lansare a comunității NFT cu peste 800 de creatori înregistrați. Pe prima pagină a marketului găsim și secțiunea unde putem să ne conectăm cu wallet-ul. Pentru a ne conecta cu wallet-ul mergem, apăsăm pe acest buton și avem varianta de a ne conecta cu extensia, cu My App, cu Web Wallet sau cu Ledger. Eu o să aleg momentan extensia, dar la fel de bine aș putea să mă conectez și cu celelalte. Nu uitați că în momentul de față aplicația My nu este disponibilă pe Google Play și pe Apple Store, deoarece vor veni cu noua versiune de aplicație. Deci dacă cumva v-ați șters aplicația, nu o veți putea instala până în februarie, undeva la final de februarie, când cred că va apărea aplicația nouă atât în Google Play cât și în Apple Store. Cu toate acestea, dacă cumva v-ați șters aplicația și nu o mai găsiți în aceste magazine, puteți să vă importați extensia cu frazele de recuperare pe care le aveți. Revenind la videoclipul de astăzi, eu o să aleg să mă conectez cu extensia. Îmi aleg unul din conturi și, așa cum vedeți, deja sunt conectat la platforma.
totul se face extrem, extrem de rapid și extrem de ușor. În secțiunea Search avem varianta de a ne căuta proiectul dorit, în cazul în care nu îl avem în lista care apare pe prima pagină. Tot pe prima pagină ne apar top 12 cele mai tranzacționate proiecte de NFT-uri din ultimele 7 zile. Așa cum vedem, pe primul loc este Elrond Apes, cu un volum pe ultimele 7 zile de 1990 de Elrond. Pe locul 2 este Mutant Ape X Club, Genesis Space Apes pe locul 3 și așa mai departe. Dacă vreți să mergeți pe unul din aceste proiecte și dacă vreți să cumpărați sau să vindeți, este suficient să apăsați pe oricare dintre ele, să luăm de exemplu Sense4Fit și vedem că ni se deschide pagina pe acest proiect. Aici avem varianta de a cumpăra, avem varianta de a vinde, dar o să revin cu detalii și despre această parte. În partea de jos vedem câte NFT-uri sunt în total la vânzare, respectiv 88.238 la momentul filmării videoclipului, 67.442 de utilizatori unici, respectiv avem un total volum de 488.481 de Elrond, în creștere cu 21% față de săptămâna trecută. Volumul zilnic este de 2679, în creștere cu 64% față de săptămâna trecută. Avem un număr de total trade de 325.132 de tranzacții, cu o creștere de 37% față de săptămâna trecută și 2375 de tranzacții zilnice, în creștere cu 133% față de ziua precedentă. În următoarea secțiune vedem ultimele proiecte care au fost listate pe market. Dacă mergem mai jos, vedem și floor price-ul din ultima săptămână pentru toate proiectele, respectiv care a fost cel mai mic preț cu care s-a vândut un anumit NFT dintr-o anumită colecție. Și ultima secțiune pe care o putem vedea sunt ofertele care urmează să expire pentru NFT-urile puse la vânzare. Dacă mergem din nou în partea de sus, avem meniul Explore, iar aici putem căuta toate proiectele care sunt listate pe market și de asemenea, în partea stângă sus, putem să selectăm și filtrele, în funcție de ceea ce avem noi nevoie, ceea ce căutăm noi. Iar în partea dreaptă sus putem găsi câteva filtre prestabilite, cum ar fi cele mai ieftine, cele mai scumpe, ultimele vândute și alte câteva detalii. La secțiunea colecție găsim colecțiile disponibile pe acest marketplace, iar dacă dorim să mergem pe oricare din acestea, este suficient să apăsăm tabul și se va deschide colecția respectivă. La secțiunea wallets, aici se regăsește topul walleturilor care au tranzacționat cel mai mult Elrond pe market. În partea din dreapta sus se poate seta timpul, putem să selectăm pe oră, pe zi, pe săptămână, pe lună, pe trimestru, semianual sau chiar și anual. Așa cum vedem, avem selectată secțiunea weekly și acest wallet este cel care a tranzacționat cel mai mult în ultima săptămână, respectiv 244 de Elrond. A cumpărat 43 de NFT-uri, la vânzare nu avem nimic și așa mai departe pentru fiecare adresă de wallet în parte. Dacă mergeți pe adresa acestuia, o să vedeți tot ce are acest wallet. Toate colecțiile și toate NFT-urile pe care walletul respectiv le deține. La fel se poate să vedeți pentru fiecare adresă pe care voi o găsiți în această listă. La secțiunea Swap, în cazul în care doriți să faceți schimb de NFT-uri, aici este locul potrivit. Pentru un NFT puteți seta mai multe tipuri de NFT pe care le doriți. De exemplu, dacă puneți un NFT de la Sense4Fit, să zicem, puteți cere în schimb un NFT de la Cantina sau un NFT de la Elrond Apes. Și dacă se găsește cineva care dorește un NFT de la Sense4Fit și este dispus să dea în schimb tipul de NFT pe care vi-l doriți, schimbul se va face direct pe market. În partea de activity se pot vedea schimburile care s-au făcut între alți utilizatori. De exemplu, acest utilizator, Basti, a schimbat cu acest utilizator. Dacă vreți detalii, puteți merge pe fiecare în parte și vedeți exact ceea ce au schimbat între ei. Haideți să vă arăt și cum se face un swap de NFT-uri, sau cel puțin să simulez un swap de NFT-uri, deoarece nu vreau să vând și nu vreau să schimb în momentul de față nimic din ceea ce dețin. Mergem la secțiunea swap, așa cum am menționat, mergeți la opțiunea My Offers și activați opțiunea Create the First One. Apăsați opțiunea de Offer NFT, vi se va deschide o fereastră cu ceea ce aveți voi în wallet. O să selectez această colecție, selectăm unul dintre NFT-uri, apăsăm butonul de confirmare și avem varianta să o mai oferim și alte NFT-uri în schimb, respectiv tokeni, dacă dorim. Putem să oferim și tokeni în schimb, adică putem să oferim 1-2 NFT-uri plus anumiți tokeni pentru un alt NFT.
o să las doar un NFT la schimb pentru o altă colecție pe care o doresc. O să selectez Elrond Apes, primul care este în listă, apăsăm butonul de Next, asta în cazul în care la schimb nu dorim pe lângă acel NFT încă un alt NFT și ceva token, apăsăm butonul Next. Aici aveți opțiunea de a selecta o adresă anume, dacă vreți să faceți trade cu o adresă anume, apăsați butonul Complete și primiți toate detaliile. Oferim un NFT de la Super Victor pentru un NFT de la Elrond Apes. În momentul în care apăsăm butonul Place Offer, confirmăm tranzacția în walletul Multiversex în Elrond și oferta este plasată. Iar dacă persoana respectivă este de acord cu acest trade, trade-ul se va face automat pe platformă. Cam asta este tot ce aveți de făcut la secțiunea swap în condițiile în care vreți să faceți schimb cu cineva de NFT-uri. Pentru a vinde sau a cumpăra un NFT pe această platformă, lucrurile sunt destul de simple. Haideți să alegem un proiect, Sense4Fit, de exemplu. Avem varianta de a vinde instant un NFT. Vedem că prețul pentru NFT-urile Sense4Fit în momentul de față sunt undeva la 1,98 Elrond floor price-ul, dar avem varianta de a le vinde instant la prețul de 1,69 Elrond. Asta dacă activăm această primă opțiune care o vedeți aici. Avem varianta de a alege ce NFT vrem să vindem, apăs butonul de sell NFT, o să-mi apară o parte din NFT-urile pe care eu le am în wallet, presupunem că vreau să vând acest NFT, selectez din această categorie unde se încadrează, selectez prețul cu care vreau să vând și în partea de jos am varianta de instant sell și vânzarea se va efectua instant. Eu o să închid deoarece nu vreau să vând acest NFT. La fel, în cazul în care doresc să fac o ofertă pentru un NFT, avem varianta de a alege o ofertă, trecem cantitatea de Elrond pe care suntem dispuși să o oferim pe un NFT. O să trec aici, de exemplu, un Elrond și aici ne întreabă dacă dorim un NFT cu anumite specificații. Dacă apăsăm Yes, se vor deschide mai multe căsuțe din care noi selectăm raritatea sau ce specificații am dorit noi de la NFT-ul respectiv. După ce l-am selectat, apăsăm butonul Submit și în cazul în care cineva va accepta oferta noastră, la fel se va onora instant. Asta în cazul în care dorim să vindem un NFT instant sau în cazul în care vrem să facem o ofertă. Dacă în schimb vrem să vindem un NFT, mergem pe colecția noastră, pe ce NFT-uri avem în wallet. În cazul de față am ales colecția de la Rehard. Și dacă aș vrea să vând acest NFT, nu am altceva de făcut decât să apăs butonul de sell și să stabilesc prețul pentru care aș vrea să vând acest NFT. O să trec un Elrond și aici primim toate detaliile legate de vânzare. Prețul este stabilit la un Elrond, fee-ul platformei este de 0,01 Elrond, la fel avem un royalties de 15%, adică 0,15 Elrond și la final voi primi 0,84 Elrond. Deci în cazul în care eu vreau să îl vând la prețul de 1 Elrond, ca eu să primesc 1 Elrond în wallet, va trebui să punem prețul puțin mai mare ca să rămânem cu acel 1 Elrond. Dacă punem 1,2, vedem că la final, în cazul în care cineva acceptă oferta noastră, voi primi 1,008 Elrond în wallet. Apăsăm butonul de listare NFT, confirmăm tranzacția în wallet și asta este tot ce avem de făcut. Așteptăm doar ca cineva să accepte oferta. Eu nu vreau să vând acest NFT, drept urmare o să apăs Close. La secțiunea Listed apare tot ceea ce aveți voi listat pentru vânzare. La activitate vă apar toate detaliile legate de vânzare, respectiv cumpărare efectuată pe contul respectiv și la Swap aveți varianta de a face schimb de NFT-uri. La secțiunea Staking avem posibilitatea să ne punem anumite NFT-uri în staking. Dacă avem una din aceste colecții, nu trebuie decât să activăm butonul de Enter Pool, ni se va deschide o altă pagină. Eu nu am NFT-ul din colecția respectivă, dar în cazul în care îl aveți, aveți varianta de a-l pune în staking. Trebuie să vă uitați pe fiecare colecție în parte, care sunt ofertele, ce vă oferă în schimbul acelui staking și, în cazul în care decideți că merită, puteți să puneți NFT-ul în staking. Mai avem secțiunea de Earn, iar aici există varianta de a pune în staking Elrond prin Xoxno. Avem 11.300 de utilizatori activi, un APR de 0,65%, 69 de noduri, respectiv 39 de noduri eligibile. La secțiunea Analytics
Aici putem să intrăm și să vedem mai multe date legate de tranzacții, de volumul de tranzacții și multe, multe alte detalii, care sunt ofertele, care au fost ultimele vânzări și alte detalii în cazul în care sunteți interesat de astfel de analize. În general, prețurile pentru NFT-urile Elrond, chiar și pentru proiectele de top, nu sunt atât de mari pe cât cele pe care le găsim pe Ethereum. Ecosistemul Elrond este într-o continuă creștere și odată cu el, cu siguranță va crește și piața de NFT-uri. Chiar dacă există mai multe piețe, XoxNo este una de top și cu siguranță merită urmărită. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook, găsiți link-urile în descriere. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu drag la videoclipul următor.